te-am găsit! Și un salut! Te iubesc, te ador, te pup! Bine ai revenit la Povești cu Clownela! Astăzi e ultima povestioară pe care o citim despre animăluțele din pădurile din Republica Moldova și vom afla povestioara și cum, din momentul în care se naște până în momentul în care își face familie, trăiește, învață, descoperă tot ceea ce este în jurul lui, un fricos, un curios, un urecheat. L-ați descoperit și voi? Despre cine astăzi vom citi? Despre cine? Despre aventurile unui iepuraș! Da, despre aventurile unui iepuraș. Așezați-vă și voi, iepurașilor, comod, pentru că începe povestea! Trăia odată, de mult, un iepuraș cenușiu, cu urechile lungi și tare fricos. Se temea de toate vietățile din pădure pentru că era foarte mic, mai mic chiar decât un clopoțel. Oricine mă poate ofensa, se plângea iepurașul, și lupul, și vulpea, și chiar călăgurița! De ce te-aș ofensa? Zise uimită călăgurița care pirotea pe o floricică. Pentru că ești groaznică, îi răspunse iepurașul. Ai și labe și mustăți, dacă-ți vine dintr-o dată să mă muști. Și tu ai labe și tu ai mustăți? Râse călugărița. Vai de tine, papă lapte! Am mai comentat călugărița. Dar iepurașului nu-i reușea nici de cum să devină mai curajos. S-a gândit că n-ar fi rău să-și găsească un prieten. În doi e mai vesel, atunci mai ales când ți-e frică. Micul iepuraș s-a îndreptat spre poiană, unde se jucau alți surați de-ai lui. Erau însă toți foarte ocupați. Unul stătea de vorbă cu o cârtiță. Altul savura iarba grasă. Un al treilea sărea de unul singur ca o minge. Nici unul nu voia să se joace cu iepurașul de avați ascunselea sau de aleapșa, de exemplu. Atunci iepurașul s-a dus pe pășune, unde păștea o vacă. Hai să ne jucăm împreună, i-a propus iepurașul. Vaca l-a adulmecat, l-a lins pe creștet și l-a întrebat. Păi, ce vom juca? Hai să vedem care sare mai sus, i-a zis iepurașul sărind în sus, mai ceva ca o minge. Vaca a râs și a plecat în treaba ei. De ce credeți că a plecat? Vaca sare? Nu, iepurașul da. Iepurașul a tot sărit mai departe până a ajuns la Heleșteu, unde întâlni o rățușcă. Era și ea mică și pufoasă, numai că n-avea urechi. Salutare! S-a bucurat iepurașul. Hai să ne jucăm! Rățușca, în schimb, i-a răspuns. Hai mai bine să înnotăm! Și s-a cufundat în apă. Eu nu știu să not! A oftat iepurașul și a plecat mai departe. Iepurașul să înnoate nu știe, dar știe să sară. Uitase cu desăvârșire ceea ce îl învățase maică-sa. În locurile deschise să fie numai ochi și urechi și să vadă dacă nu zboară vreo pasăre răpitoare sau dacă nu se apropie vreun lup colțos. Iepurașul s-a cam luat cu joaca și doar atât i-a trebuit vulturului cel fulgerător. Și-a scos ghearele și s-a răsfirat aripile, iar bietul iepuraș abia de-a scăpat cu fuga. A alergat de-a lungul unui câmp și printr-o pădure până ce vulturul i-a pierdut urma. Când să-și tragă sufletul, văzu că se află chiar pe marginea unui strat de morcovi. Ce morcovi minunați! S-a bucurat iepurașul și a uitat cu totul de neplăcerile pe care le-a avut. Aici era și prânzul, și cina, și mai ajungea și pentru
micul dejun. Și a început să ronțăie cu multă poftă din dulcea delicatesă, pentru că iepurașii adoră morcovei. Vara era pe sfârșite. Iarba, cândva verde, s-a îngălbenit. Au căzut frunzele din copaci, soarele era din ce în ce mai zgârcit la raze. Animalele din pădure au început a se pregăti de iernat. Veverițele își umpleau scorburile cu nuci și ciuperci, șoriceii adunau în vizuini semințe, numai iepurașul nu-și făcea niciun fel de provizii. Iepurașii nu au vizuini, deci nu prea au unde își ține proviziile. Iepurașul se uita cum aricii și bursucii își încălzeau vizuinile pentru iarnă. Adunau acolo iarbă, frunze uscate pe care le așterneau pe jos și cu care își căptușeau pereții. Poate că ar trebui să-mi sap și eu vizuină, l-a întrebat iepurașul pe arici. Nu mi se pare o idee bună, i-a răspuns bombănind ariciul. Noi doar vom dormi toată iarna, iar tu vei tot ieși și vei alerga prin pădure, vei lăsa urme pe zăpadă, iar răpitorii te vor găsi ușor de tot, i-a adăugat ariciul. E un sfat foarte bun, da, din partea ariciului. Ariciul a avut dreptate. Odată cu căderea zăpezii, vulpele și lupii au început a-l vâna pe iepuraș după urmele lăsate. Nu-i nimic, chicotea iepurașul, nu mă veți prinde! Încălcea cu măestrie urmele după care își săpa o ascunzătoare nu prea adâncă și, pitindu-se, se uita cum vulpea supărată rău fugea dintr-o parte în alta pe urmele lui, fără să-și dea seama unde s-a ascuns urechile cel șmecher. E minunat ce ți-a trecut prin cap, i-a spus într-o bună zi un pui de cerb când s-au întâlnit în pădure. Eu nu pot să fac așa ceva, i-a spus cerbul. Totul e foarte simplu, și-a ciulit urechile iepurașul. Trebuie doar să cotești dintr-o parte în alta, să faci bucle și apoi să sari într-o parte și să stai nemișcat. Eu sunt prea mare și oricum mă vor vedea, zâmbi puiul de cerb și alergă mai departe. Timpul trecea și iată că în locul iernii a venit cine? Zâna? Primăvară! O primăvară însorită. Într-o zi frumoasă, iepurele a întâlnit la marginea pădurii o iepuriță. Stătea pitită printre flori și se uita îngândurată la primele gângănii. Hai să fim prieteni, i-a propus bucuros iepurașul. Iepurița nu a zis nu. Au început a alerga împreună prin pădure. În curând, iepurița a adus pe lume câțiva iepurași. Erau mici, mici de tot, cu urechiușile plăștite și neastâmpărați, tot așa cum a fost la vremea lui și iepurile tată. Iepurașii se temeau de tot ce mișcă și tremurau chiar de la adierea vântului printre firele de iarbă. Cu fiecare zi ce trecea, iepurașii deveneau tot mai mari și mai independenți. Știau de acum de care păsări și animale trebuie să aibă grijă și să se ferească, ce poate mânca și cum să te ascunzi mai bine. Mai aveau să descopere încă multe lucruri noi și curioase, dar pentru toate astea mai aveau încă mult, mult timp înainte. Uite, și iepurașul cel fricos, urecheat, l-am descoperit și am aflat multe despre el, da? Am aflat că iepurașul iarna are o vizuină a lui? Are sau nu are? Ia scrieți la comentarii. Ce mănâncă un iepuraș? De cine se teme iepurașul? Și cum iepurașul păcălește vulpea, lupul și celelalte animale care îl vânează? Ca el să se ascundă și să nu îl prindă. Îmi scrieți la comentarii ce face el acolo, piruiete, bucle le mai numește, adică se rotește, uite așa, și păcălește, apoi hop, în zăpadă și se ascunde fricosul nostru. Eu, Clounela, îți mulțumesc enorm de mult că ai fost aici alături de mine și am citit și am descoperit împreună aventurile unui pui de iepure. Îți mulțumesc că ești aici și ține minte,
Știu sigur că ți-a plăcut, deci pune un like! Like! Distribuie acest video și abonează-te la canalul nostru de YouTube, Trupa Planeta Clownela. Acolo, seară de seară, la 21:00, începe o nouă poveste. Povești cu Clownela. Eu îți spun la revedere și un salut! Te iubesc, te ador, te pup, te pup, pa, pa! Pa! Îți mulțumim pentru vizionare și te invităm în continuare pe platforma Patreon. Devino patronul Clownela. Ce înseamnă să fii patronul Clownela? Presupune o contribuție de minim 3 dolari pe care o poți face lunar sau o plată unică pentru a susține proiectul Teatrul Planeta Clownela și Trupa Planeta Clownela. Îți mulțumim și te așteptăm cu mare drag! Salutare! Eu sunt Clownela, ador cărțile și poveștile. Iată de ce, seară de seară, dau o întâlnire tuturor copiilor pe canalul nostru de Facebook și Instagram într-un live, unde discutăm despre cărți și tot ceea ce ne înconjoară. Iar la 21:00 ne întâlnim la povești cu Clownela, unde voi citi cele mai frumoase, educative și interesante povești pentru copilul tău. Abonează-te la canalul nostru YouTube, Trupa Planeta Clownela, ca să fii la curent când începe povestea. Eu te pup și te aștept la Povești cu Clownela. Într-o lume minunată, unde ați fost copii și voi, ne vom face mari vreodată și noi. Vom pleca la casa noastră, voi veți deveni bunici, însă azi suntem alături aici. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm, și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii să fim. Cu zori și până noapte, voi doar pentru noi lucrați, să ne creșteți cu de toate, să ne protejați. Însă cel mai scump din daruri pe care ați putea să-l dați, este timpul, iar pe el nu îl cumpărați. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm, și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii să fim. Mama, nu mai vreau bomboane și nici telefoane, vreau doar timpul tău. Clownela și scrie în bara de căutare Planeta Clownela ca să dai de canalul nostru de YouTube. Te aștept cu mare drag acolo. Abonează-te! 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 Abonează-te!